Poliția Animalelor a descoperit faptul că o femeie care suferea de o tulburare de comportament avea în propriul său apartament cel puțin 800 de șobolani. Poliția animalelor a eliberat 400 de șobolani din casa unei femei. În timpul unei noi acțiuni care a avut loc săptămâna aceasta, autoritățile susținute de voluntari de la Protecția Animalelor au descoperit cel puțin 400 de rozătoare. Un purtător de cuvânt al districtului a spus că autoritățile au aflat de acest caz ca urmare a plângerilor depuse de vecini, care au reclamat mirosul insuportabil. Autoritățile sunt de părere că femeia suferă de tulburare, de tezaurizare, compulsivă. Aparent, femeia credea că situația se află sub control și nu realiza faptul că a trăit cu sute de șobolani în apartament reprezintă o problemă. Anchetatorii analizează posibilitatea ca femeia să fie pusă sub acuzare, relatează știrile ProTV.gro.